Moldova rămâne țara paradoxurilor. Pe de o parte căutăm tehnologii noi să investim în stații eoliene și vă le arăt de partea cealaltă de deal aici la Călăraș. Pe partea asta altă gunoi și neautorizat. Eu am o întrebare către autoritățile care în campanie electorală, cei de la PAS, Ministerul Mediului, făceau conferințe de presă, erau lideri de ONG-uri, nu le mai spun numele ministrilor care i-am avut și am avut consilierii doamnei președinte, și erau oamenii cei care știau și aveau soluții la mediu, aveau soluții la gunoiști, lucrau pe proiecte care se numesc regionalizarea colectării deșeurilor. Trebuiau să fac 6 regiuni cu gropi, cu fabrici de prelucrare. Doamna ministru, actuala consilieră a doamnei președinte, nu vreți să ieșiți din președinție, să mergeți pe dealuri, să vedeți regionalizarea deșeurilor, cum merge procesul. Aici la Călăraș e o gunoiște destul de mare. Aici în spate e traseul național. Ia uitați-vă cum arde focul și n-are nimic treabă. Dar peste deal, peste deal sunt stațiile moderne. Iată, asta e țara paradoxurilor. Și vreau să vă spun este că Moldova noastră rămâne a fi o țară a paradoxurilor. Câteva procenti foarte bogați, care nebunesc de la bani și nu știu ce să facă, nu știu, poate un procent. De fapt, Moldova aparține unui procent din populație. Și restul la limita sărăciei. Așa e și cu deșeurile și cu experții ONG-ști a Maia Sandu. La treabă, tovarăși ONG-ști.